ordinea de zi astăzi avem trei puncte. Unul s-a discutat alegerea președintelui de ședință. Îndurez succes următoarele trei luni domnului Băncil Iulian, în calitate de președinte de ședință a Consiliului Local Cașin. Avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și suplimentăm cu un punct cu acordul dumneavoastră și anume la nivel de înștiințare a dumneavoastră privind stabilirea zonelor pentru impozitare. Deci în urma controlului Curții de Conturi, deci și acum este în exercițiu, noi nu impozitam la nivelul comunii decât pe zona B, C și D. Zona A lipsind, conform codului fiscal de procedură fiscală, trebuie să impozităm A, B, C și D, da? Sunt patru zone de impozitare. Deci la noi A-ul era inexistent. Și atunci o să discutăm astăzi pe scurt cu dumneavoastră zona A care va fi. Că aici la zona A va fi impost un pic mai mare decât la celelalte zone, da? Nu e diferența mare între B și A, dar este un pic. Eu o să vă fac o propunere, o să vă zic o idee a mea, cum ar trebui să fie. Dumneavoastră vă veniți cu propuneri sau cu modificări, da? Să trecem la primul, la punctul cu rectificare. Știți că avem două proiecte, un gal, de achiziționare bulbă excavator și dotare centrului tineret la fosta clădirii a școlii din Curița. Pentru asta ne trebuie, pentru a achiziționa serviciile de consultanță, ne trebuie rectificare de buget, să avem bani prinși în buget la capitolul respectiv, da? Și atunci, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2017 la venituri cu suma de 41.000 lei din venituri proprii, capitolul 0702, impozite și taxe pe proprietate, și la cheltuieli cu suma de 41.000 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local în suma de 41.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 5102, administrație publică locală, cu suma de 2.000 lei. Capitolul 6705, sport, cu suma de 23.000 lei. Capitolul 6702, cultură, cu suma de 1.000 lei. Drumul și poduri, cu suma de 15.000 lei. Total cheltuieli 41.000 lei. Deci, avem pentru, la drumul și poduri, intră buldozerul excavatorul, că el este luat capitolul ăsta, că aici va fi folosit buldozerul, practic. La drumuri, la șanțuri, la dezepezire, s-a prins suma de 15.000 lei. Iar la, pentru centrul tineret, este prins la sport, în suma asta 23.000 de lei. Bine că nu va fi toată suma, noi vă căutăm la consultanță pe SEAP, să vedem unde ne cadrăm, sub prețul cel mai mic, să acordăm o consultanță. Eu aș vrea să, dacă ne-am încadrat chiar și la 10.000 sau sub 10.000 de lei, găsim. SEAP-ul are, sunt mulți cu ofertă, să găsim un consultant serios, să ne facă și lucrarea bună, ca să treacă de la firiaș, ca să avem și finanțarea, în final. Fiindcă noi am aprobat, în ședința trecută, am aprobat hotărârea de principiu privind achiziționarea buldozerului excavatorului și centrul tineret, dar nu aveam buget pentru așa ceva. Și ca să poți să facem contract de, cu firmă consultanță, trebuie să avem bani buget. Dacă nu este buget, nu poți să fac contract. Asta ar fi una. Dincolo să trecem la zona cu avizul de aviz. Avizul. Am zis în jurământul, am zis cu respectul de face. De raport de arbitrare, comisia pentru programe de dezvoltare economică și buget financiar. Administrația domeniului public și privat al Comunei Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Acum, cozonarea. V-am spus că, conform codului fiscal, avem patru zone. A, B, C și D. D-ul este zona care mă defavorizează, zic așa, din punct de vedere așezării, care este mai lateralnic, nu are, oamenii n-au nici multe utilități și oportunități în acea zonă. Eu la D, o să începem cu D-ul, da? La D a spune să fie Pochița, codul Briceac, că așa, lărguța la Curița, să fie în zona depozitare de D, lărguța în Curița. Eu propun, eu zic, fac dumneavoastră, veniți cu completări. D-ul aș pune chiar și Vlașca, dar acum la Vlașca trebuie să ne gândim că la anul vom avea asfalt acolo. Au și apă, au și asfalt. Și atunci, eu zic, cum vezi dumneavoastră? Dumneavoastră veți veni cu modificări și completări. Deci, în Vlașca la anul vom avea asfalt, apă este. În Poiță nu avem decât apă, asfalt nu este.
Ieși zona inundabilă în partea de jos, podul Briceagă, ei izolații unii sunt, Lărguța, cinii Ducurița și au fost în Lărguța, știi prea bine, sunt 4-5 case acolo și terenul agricol care sunt izolate. Sunt izolate. Asta e propunerea mea pe D. Dar se pune în aplicare de anul ăsta. Poftim? Mă scuzați, în legea care prevede acest lucru, nu dă specificație pe categorii A, B, C, D. Da. Ce cuprinde litera D, ce cuprinde litera C, ce cuprinde litera A? Deci AU... Haideți să facem conform. Da, AU ce se întâmplă? AU înseamnă zonă centrală. Corect, dar citiți legea ca să știe omul. E din codul fiscal procedură, nu-ți dă explicații prea multe din codul fiscal. El se împarte pe zone. Deci împarte nu pe zone. Nu poate să fie aleatoriu așa, salariul. Păi nu e să fie aleatoriu, domnul Vâncean. V-am explicat. Credeți că Lărguța merge în zona A? Nu, eu am zis, adică sau codul Briceagă în zona A? Asta e nenorocit. Deci eu zona A zic, a trebuit să fie în jurul primăriei aici, centrul civic. Aici, zona A. Mă refer. Și Andrășești tu în zona A. Zic. Și cât se lărgește A-ul ăsta? Până la capăt, în spate? Nu până la capăt. Eu zic să fii în zona într-o arie, de exemplu, cum ar fi ulța școlii, venim pe partea asta, într-o arie, nu te duci până în Țărnică. Și Țărnica, să zicem, să fie B. Că acum acolo este asfalt, e zonă rezidențială, să construiesc case. Adică, nu este legal ceea. Eu v-am plecat cu D-ul. De ce am luat cu D-ul? Zonele mai puțin accesibile. Când plătește un leu în plus 2? Nu, diferența nu este mare. Asta e diferența. Dar trebuie să... De exemplu, cei din Lărguța nu au, deci nu au acces la serviciul salubritate. Nu poate să urce mașina până la ei acolo. Vă dați seama că ăia sunt defavorizați, Codul Briceagă la fel. Și ăștia din coace. Deci, nu puteți să-i băgăm pe aia zona C, de exemplu. Apoi am venit cu zona B și zona C. Zic că Andrășeștiul ar trebui să fie zona A. Că acolo e lângă oraș și au și la stradă, au gaz, canalizare, asfalt, au utilități. Și sunt aproape de oraș. Zona asta fiind aici în jurul centrului civic, la biserica de jos până mai sus la stradă. Zona B să fie. Atunci facem altceva. O să lucrez cu cei de la taxe și impozite și la urbanism. Împreună și cu doamna viceprimar. O să facem o zonificare și o va veni următoarea de Consiliul Local la dumneavoastră să o vedeți. Și atunci o discutăm. Atunci mai veniți cu propuneri sau modificări la aia. E bine așa? O harta a comunei e limitată pe zone și... Da, de exemplu, urmă controlul curții de conturi... Cum a spus domnul profesor, e bine o hartă și delimitată cu o culoare mai închisă. Nu. Asta este zona... Avem pogut și avem și cu drumul da. Tot, da. Și anexat la un dosar, făcut... Și extras din... Dacă și zic... Exact, exact. Am da. Spus, zic, ați spus la lucrul cu privire de gata. Ce-ți iau zonificarea? Cine a pus fi în ce aia, se întâmplă, domnul primar? Vă poate verifica... Cei care sunt îndreptățiți să facă acest lucru, de ce ați numit aici așa, de ce ați numit? Având acest dosar semnat de Consiliul Local, pus în regulă, cu legislație, cu tot... Au pleacă din centru, spre periferie. Sau au fost mai spui acolo unde ai cartier rezidențial, unde sunt cu toate utilitățile. Cum este Andrășești? Și care are și toate utilitățile. Exact, exact. Da. Bun. Vă mai dau o informație scurtă, să știți că urma controlul curții de conturi încă nu s-a terminat. Tot la impozitare s-a găsit o defecțiune, zic așa. O neregulă. O neregulă. La impozitarea vehiculilor fără capacitate cilindrică, noi impozitam anumite bulduri excavatoare, gredere mai vechi, care nu tractoare care nu aveau capacitate, trecut în arte, da? Ei, domnul inspector a spus că acolo se încadrează și căruțe. Partea proastă, vă spun că trebuie impozitat și pe anul trecut cu 100 de lei la căruți. Ceea ce pe mine mă doare, vă spun sincer, mă doare că cei care dețin căruții cu mânataș sunt acei cetățeni care, din păcate, nu au o situație materială atât de bună cum au alții. De cauza de ce mă doare, vă spun sincer, eu am mașină, dumneavoastră aveți mașină cu toții. Vedeți care aveți capacitatea cilindric, 2600-1400, dar la primărie un 50 de lei, 60 de lei par. Și ăla cu o căruță să vii să dea 100 de lei, adică știți cum e. Și înainte mai avea ce face o căruță, da. Să mai scoate un ban, dar nu se poate. Dar legea este lege. Acum problema partea este că, știți, nu poți să știi pe toți care au căruții. Dar știi că ei săraci și-au luat la primărie număr. Și sunt înregistrați. Le-au notificat de matriculare, cum se dă un micuț, cum ar fi la mașină, și un număr de matriculare. Care pune puneți la aia obligatorie. Și atunci, din evidență, cum se dă numele, aia sunt care au căruți în comună. Și câți capitere are o căruță? Pe evidență. Asta e. Dar nu se poate. Căruța nu se poate. Așa ceva... Nu. Problema este alta. Problema este că sau lucruri cu punct de vedere legal. Consiliul Local, care
administrează bugetul local, primarul care execută, este un cod fiscal. Ceea ce este prins în codul fiscal, toate impozitele, ești obligat să le aplici. Și mai e un articol în codul fiscal în care Consiliul Local poate delibera și alte taxe și impozite locale, alte. Și acolo tu, noi ce am făcut? Am făcut, taxa de salubrizare. Poți să faci taxe, zic eu, pe fum, cum era odată. Da, da, da. În oraș și când scotea așa. Sau taxe pentru altceva. Alea sunt taxe care poate să le aprobe Consiliul Local în afara codului fiscal de procedură. Dar care sunt cuprinse în codul fiscal, ești obligat să le aplici. Deoprimam, da. Deci legea acolo specifică fiscal, după ele căruțe? Nu. Vehicule. Sunt vehiculi fără capacitate cilindrică. Da, și dacă nu ții în legii, căruța este un vehicul. Da. Căruța cu cal. Dar putea să specifice acolo, virgulă, căruță. De-aia nici noi, acum să vă spun sincer, de-aia nici noi n-am impozitat, că nu am știut. Dar stai să vă spun ceva. Dacă ai luat număr de la primărie, e clar că ai cal. Să vă dau un exemplu, Neaghiță Bădreanu are căruța de când trăia cu număr de la primărie. Și o are în grădină, a vopsit-o, a vărăște. Nu, acolo se poate face, eu, hai să vă spun cum stau lucrurile. O radiaz. O să facă, o să meargă, nu. Este lista cu oamenii, o să meargă tine la casă. Mare calul, nu mare. Fiți la registru și la impozit nu mai apare. Și apărezi după aia și se poate. Dar cei care au căruțe înregistrate și au tractor, nu mai au car și legă la tractor, ei pe două? Da. Căruța este vehicul. Tractorul este automobil. Adică e care remorca la mașină. Da, e da. Remorca la mașină. Da, e la ansamblu, cred că. Exact cum plătești remorca. Remorca nu este automobil, este vehicul. O să aveți discuții, o să avem, pardon, discuții cu personalul care au așa. Înțeleg, toate sumele care trebuie recuperate la capitolul ăsta, dacă nu le recuperăm, este impus loc. Trebuie făcut ca lumea să înțeleagă ce zic. Deci nu a fost de la... Deci nu a fost de la... Deci nu a fost de la... Și la posibilitatea să îndorim de la ANTE, 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 cu zonii nu. Eu cu zonii o să fac o propunere, că dacă tot a fost modificarea asta, de începând de la anul. De la anul. De la anul, de la 1 ianuarie. Dar vreau să vă întreb și eu ceva și probabil să spuneți domnilor de la Curtea de Conturi. Nu știu până acum, sincer, nu am auzit ca satele și comunele să fie împărțite pe zone de categorie. Este. Este. De când a apărut codul fiscal de procedură, este. Numai că la noi s-a moștenit în 2004. Nu, vă spun că n-am auzit niciodată. Întotdeauna au fost pe zone. Nu, din 2004. Și lucram la fisc la Onești. Localitățile mari, orașele, da. Și toate. Dar de la comune și sate... Toate unitățile administrative teritoriale. Începând în 2004, s-a aplicat la modul general la toți. În 2004. Trebuie să existe o lege. Exclusiv în 2004. Sau o ordonanță de urgență. Nu, e codul fiscal. Codul fiscal e altceva. O să vă aducem, o să vă dăm o copie după el, doamnă, o să faceți o copie. Dar e mare, nu, numai la... Nu, la viitoare. Dar știți ce, adică se întâmplă altceva. Intrând pe categoriile de denumire A, B, C, D, așa, se mărește pentru fiecare persoană impozitul la taxa pe casă. Și de aici derogă și altele și altele și altele toate care trebuie plătite pe categorie. Să fie împărțite, dacă facem o diferență cu utilitățile care sunt de lărguța și... Corect, corect. Și eu am spus la fel. Curița nu are apă, nu are case, nu are asta, nu are asta. Și plătim taxe și impozite la fel ca cei de aici. De ce? Și nu mi s-a răspuns. Acum zice trebuie impozite. De ce? Dați-mi voie să vă spun. Haideți să vă spun și eu ceva. Dumneavoastră vă cuiți ultima casă. Vă convine să plătiți egal cu cel care stă aici la intrare? O să vedeți când apare legea. B și C. B și restul care sunt izolați. Deci, haideți că va fi măsură dată, sigur, de Curtea de Conturi pentru zonificare, pentru intrarea colectă zonificată. Am procesul verbal de verificare. Și trebuie să o faci. Că dacă nu o faci, peste următorii 3 ani o să ne impute noi toată diferența de impozit cu realități și n-ai încasat conform zonificării. Și atunci nu cred că... Este interesant că de atâția ani de zile nimeni nu s-a sesizat, domnul Grușeanu. Hai să vă spun o chestiune. Sunt multe chestiuni care s-au sesizat acum și care, când tot în cazul de primar acum 3 ani, nu au fost sesizate. Că dacă mi le seziza atunci, nu mergeam în continuare. Deci fiecare inspector are un mod de acțiune a lui,
un mod de interpretare a legii când vine, un mod de urmărire a anumite chestiuni. De comportare și un mod de urmărire a anumite chestiuni. Unul vine axat pe anumite chestiuni și verifică, altul vine cu domnul inspectorul care a fost așa, a venit ansamblu tot. Și mă bucur că a venit ansamblu, avem multe măsuri așa și nu mai greșim în continuare. Asta e un lucru bun pentru primărie și pentru funcționarea primăriei și aparatul special de primar. Că a fost multe observații, vor fi multe observații care de acum nu vei mai merge în greșeală. Da, vei mai merge în greșeală și asta e un lucru bun. Trebuie să ne bucurăm. Până la urmă eu m-am supărat în felul meu și doar ciclat care a fost toși. Așa? Dar ne-am supărat, dar e un lucru benefic. Că a căzut în mandatul ăsta. Păi nu mai faci greșeli de genul care s-au depistat acum. Asta e, zic că auditul logic, vă spun sincer. Cu siguranță, luna viitoare sau de cursul lunii viitoare, vom angaja un auditor la primărie. Și voi angaja un auditor la primărie, un concurs, cum se procedează, cum e procedura legală, ca să nu mai avem surprize când vine cursatul contul. Auditorul care este angajat, el trebuie să verifice orice act administrativ eliberat de primărie. Orice plată, orice contractul. Și atunci dacă el verifică și se face greșeala, răul se strică din fașă. Fiindcă dacă n-ai stricat răul din fașă, după perioadă timp nu poți să nu mai repari. Când nu mai poți să nu mai repari. Acel rău. Că el s-a produs deja. Dar înainte de s-a semnat sau a eliberat un act, el verifică, da? Sau verifică în perioada următoare, când se poate remedia anumite chestiuni. Da. Asta o fi chiar și măsura puteți de corpul care ne impune să avem audit. Și dacă și el greșește? Dacă el va greși, atunci când va veni auditul extern, da? Zic eu, camera de contul sau cine va veni, va răspunde. Domnule primar, m-aș întoarce tot la fel la zone. Specifică câte zone poate fi împărțită localitatea sau? Da, de la A la D. De la A la D. Ai patru zone. Da. Ar fi, uite, iau vorba lui colegul meu. Ar fi A-ul, zona centrală, ar fi B-ul, restul și ar fi C-ul. Nu, ca să nu mai trecem nu, din... Nu, D-ul, eu v-am zis, D-ul, eu zic, D-ul să fie în alții pisteabic. Cum e la răscutat? Și la ce cine? Nu avem cine să intru la ce avem? Ba da. Avem și la ce? Păi acum, haideți să vă spun, cum aveți toate mânicuri ce spune mai întâi. El intră în așa, următorul, trebuie să duci un cu 100 de metri, 200 de metri, mai departe, de ce duci, atunci bagi B-ul. Atunci când te duci mai departe, mai încolo la margine, acum ar fi... Bași și C-ul. Păi, dacă unul stă pe fundul bărăcii, fundul Bărăcii, zic că tu m-am capul să spun fundul Bărăcii. Eu zic că verificarea să punctul zero să fie centru și de acolo pleci cu oare, da? Ai pus compasul și pleci cu oare, te duci. Adică, da, ala... în funcție de utilitățile care le ai. Și utilități, da, și utilități. Și distanța de centru comun. De exemplu, distanța ce impun de centru comun. Eu am un copil. Copilul meu stă numai în Bărăcia de jos sau stă în Bărăcia de sus. Copilul domnul Mânicuță, poate mai de gând ceva, stă la 5 metri de școală. Ei, nu se compară la care îți vine pe jos la 2 km sau din Vlașca de sus, până în centru la școală, unde beneficiați și el de educație și de parte, cu ăla care este lângă școală. Nu, este o idee, zic eu. Ca și distanță. Că doamna a punctat bine, care e ce eu? Te-ai să ai și ce? Normal că să ai zona ce. Dar să știți că diferența între zone nu este atât de mare. Este foarte mică. Deci nu este discrepanța foarte mare. Dar este discrepanța între A și D. Și normal să fie. Ăla care e în Norgută sau în Codul Briceac, să... Că aici, pe zonificare, vă intră și terenul, să știți, nu intră numai construcții. Intră și terenul. Și atunci, cum să bagi cu terenul din dealul Bucium, din Velen, să-l bagi categoria C sau B? Nu se poate băga, uite, are și domnul Roșca, nu poți, bagi în categoria C acolo. Dar, de exemplu, cei care sunt pe marginea... Terenul care cad intravila, nu în intravila. Cei care sunt pe marginea apei cu casele, în curița de vezi. Nu chiar mai spre centru, care sunt, nu prima casă la stradă, a doua în spate, chiar lângă apă. Pe ăștia cum îi băgați? Acum, vă spun sincer, acolo e o problemă cu așezare. S-au așezat oamenii că le-a dat voie sistemul de atunci, știu, primăriei și sau cine le-a dat voie, dar și-au asumat. Automat când pui capra în marginea apei, cu siguranță și 10 ani, 50-100 de ani, apa va veni mare. Exact cum și Vlașca. Deci Vlașca de jos, vă spun sincer, s-a cerut atâția bani cu gabioane, acum s-au refăcut gabioane din nou, prin apele românii la societările care le-am făcut noi, s-au refăcut din nou, iar banii cheltuiți, care cheltuie statul, și problema cu inundația din Vlașca de jos de la Țigan, nu va fi rezolvată niciodată. Niciodată. Dacă faci gabioane mai înalte, cu 3-4 metri, atunci ce se întâmplă? La o viitură mare, faci iubire și apa și e necat. Apa nu mai poți să iasă. Îi faci acolo ca un lac. I-ai făcut lacul... Nu știu, da. Și atunci... Stai. Și atunci, cum zic,
Soluția era, când a fost în 2005, când a fost bandă, strămutarea lor. Ei l-au acceptat, primăria de atunci, conducerea primăriei, nici n-au insistat, că dacă vă spun sincer, eram atunci în primărie, dar cu, nu cu mintea de atunci, în 2005, că eram mai tânăr, cu mintea de acum, le lua semnătură. Care vrea să mute, să mute, care nu vrea să semnătură cu propriile răspunde și asumau, cu notarial, cu declarații propriile răspunde, că și asum riscul următoarei viituri. Și atunci, nu mă duai mâna de la ei, da? Da, da. Nu s-a făcut nici lucrul ăsta, a văzut că s-a făcut la Rotunda și a fost un eșec cu cei de la Rotunda. Au părăsit case turistice acolo. Da, au părăsit de acolo, dar la Cașin zic nu era un eșec, fiindcă la Cașin rumii care avem noi sunt altfel decât ăia de acolo, nu s-au ocupat cu fierii vechi, cei de la Rotunda au avut un singur scop, distanța de combinatul chimic. La Rotunda era departe, combinatul chimic, până de la... Dacă ei acceptau să-i la Rădiana, să cea podul din polușe. Dacă țigarii acceptau să-i invocați, unde asta o zicem așa, de oficial, dar asta e adevărul, că nu, de-aia a fugit de la Rotunda. Era foarte departe de platforma chimică. N-ai să vezi țigan la pădure. Da, cam așa stau lucrurile. Noi o să facem o zonificare, o să facem exact pe PUC, să vedeți și dumneavoastră pe harta intravilană și acolo o să vedeți și o să veniți atunci cu completări. Cu modificări și cum spuneți dumneavoastră, următoarea ședință, cred că o să facem una luna asta, pentru să ne întâlnim pentru asta, pentru stabilirea zonificării. Mai facem una, că a zis toată înainte, dumneavoastră, mai facem una. Da, bine să-i anunțați pe colegi care n-au... Da. Mai facem una luna asta, știu eu de ce mai fac una asta. Da, mai facem una luna asta. Da, s-a terminat. Ceva? Spune, dar vot frumos. Da, să punem la vot proiectul de lege de hotărâre. Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abține? Da. Mulțumim pentru participare. Vă așteptăm la următoarea ședință. Să spuneți. Da.